În perioada 28-31 octombrie 2021 va avea loc la Arad, sub egida Universității de Vest Vasile Goldiș, a șasea ediție a școlii de gemoterapie, în organizarea Facultății de Farmacie. Anul acesta, în premieră, școala se va desfășura online, sub dubla tutela Universității de Vest Vasile Goldiș și a Universității din Calabria, Cosenza, Facultatea de Farmacie și Științe ale Sănătății. Cei doi anfitrioni ai evenimentului, profesor universitar dr. Claudia Crina Toma, directorul școlii de gemoterapie și profesorul universitar dr. Giancarlo Stati, au ales pentru această ediție un subiect de actualitate și anume abordarea complexă a stărilor anxioase transpuse în modificări psihodigestive generate de pandemia SARS-CoV-2, pornind de la necesitățile pe care le impune perioada pe care o străbatem, oferind informații vitale momentului pentru orice profesionist sau viitor practician în domeniul sănătății. Școala de gemoterapie se adresează farmaciștilor, medicilor, biologilor, biochimiștilor, nutriționiștilor, chimiștilor dar și studenților și elevilor interesați de științele vieții. Pentru prima dată sunt invitați să participe de asemenea și reprezentanți din alte categorii profesionale preocupați de psihicul uman cum ar fi psihologi, psihoterapeuți, profesori din învățământul primar, gimnazial și de liceu. Manifestarea este acreditată de Colegiul Farmaciștilor și Colegiul Medicilor. Informații și înscrieri se fac pe site-ul școala de gematerapie.uvg.ro.